Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean din Mehedinți au înăsprit activitățile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale în vigoare pe timpul stării de alertă. Doar în ultimele 24 de ore au fost aplicate 35 de amenzi contravenționale în valoare de 15.500 de lei. Polițiștii și reprezentanții instituțiilor cu atribuții de control au desfășurat activități de verificare privind respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat fiind prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Doar în 24 de ore au fost controlate 1.400 de persoane și peste 40 de societăți comerciale. Activitățile de verificare au continuat atât în mediul urban cât și în mediul rural, fiind verificate peste 1.400 de persoane și controlate peste 40 de societăți comerciale. Astfel au fost aplicate 35 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 15.500 de lei. Recomandăm tuturor să păstreze distanțarea fizică, să poarte masca de protecție și să nu se expună la riscuri. Au fost aplicate 35 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală în valoare de 15.500 de lei, iar în trafic au fost verificate peste 140 de mijloace de transport persoane.